domnule senator, sunteți absolvent de medicină și în același timp de filozofie. Ce v-a determinat să treceți de la doctor de trup la doctor de suflete? Eu cred că imboldul lăuntric și un anumit flair care îmi spunea că pentru mine viața nu are sens decât dacă mă îndelenicesc cu idei și cu încercare de a înțelege ce-i cu lumea asta și cu universul în care ne mișcăm. Când am dat la medicină pe vremea lui Ceaușescu, când se intra îngrozitor de anevoios, am făcut-o mai degrabă sub apăsarea dorinței părinților. Părinții mei vreau să mă vadă medic, fusese visul lor. Și m-am supus unui canon cumplit ca să intru. Până la urmă am intrat și dacă tot am intrat, chiar dacă simțeam că acolo sunt mai degrabă un turist, un diletant, un neofit, pentru că nu mă simțeam în elementul meu acolo, mi-am spus dacă tot am început facultatea, să o termin. Și am terminat facultatea, ba mai mult am fost un an de zile, am fost medic stagiar la Brăila, după care am avut de ales să mă duc undeva la țară sau să mă apuc de altceva. Și atunci glasul meu lăuntric mi-a zis că, în ciuda detaliului stânjenitor, că toți mă priveau ca pe un nebun, cum poți să renunți la medicină, și mai ales în anii aceia tulburi după Revoluție, ca să faci filozofie, în ciuda reținerii tuturor, am făcut acest pas și am renunțat la medicină și am făcut facultatea de filozofie, culminând apoi cu un doctorat despre ontologia lunoică. Cum ați ajuns mai departe în politică de la filozofie? A fost a doua schimbare radicală, a doua schimbare de macaz în viața mea, să treci de la medicină la filozofie și litere, ca apoi să intri în această mlaștină a reptilelor despre care românii au o imagine execrabilă, și anume lumea politicii. Schimbarea asta a venit mai degrabă dintr-o încrucișare de două circumstanțe. Pe de o parte, deznădejdea că trăiesc în această țară și că condiția mea de român este terfelită și de aici dorința de a schimba ceva. Disprețul față de clasa politică pe care o avem toți, eu însumi când mă privesc cu ochii celui de dinainte de a intra în politică, înțeleg de unde disprețul acesta al românilor față de politicieni. Și apoi circumstanța exterioară, întâlnirea cu Claudiu Târziu și cu George Simion, Claudiu Târziu fiind cel care mi-a spus hai să facem acest pas, avem o vârstă, dacă noi nu vom încerca să schimbăm clasa politică așa cum ne-am dorit, nu o să o mai facă nimeni. Și la îndemnul, la cererea lui Claudiu Târziu, întâlnindu-mă după aceea cu George Simion, am luat hotărârea să facem un partid. Și așa a început totul la sfârșitul lui 2019 și începutul lui 2020. Acum sunteți parte a Parlamentului și din acest punct de vedere sunteți angrenat în comisii de specialitate, în dezbateri în plen. Care sunt principalele proiecte legislative pe care grupul dumneavoastră îl are în vedere în această sesiune? Eu fac parte dintr-o comisie socotită oarecum minoră, și anume Comisia de Cultură. Acolo, principalul cap de bătaie pe care l-am avut acum a fost introducerea unei a doua zile naționale a românilor din Balcani. Există deja o zi națională a românilor, 10 mai, consacrată și recunoscută, dar cum în rândul armânilor există două comunități, unii care se consideră loiali românilor, se consideră o ramură a poporului român, considerându-se fiind român, mai există o altă tabără a armânilor care vor musai să fie recunoscuți drept etnie de sine stătătoare și în felul acesta să capete statutul de naționalitate în România alături de celelalte minorități. Ne-am opus de la bun început pentru că asta înseamnă să deschizi o cutie a Pandorei. Nu doar macedonenii se vor dezbina și se vor rupe, dar și noi ne vom rupe de macedoneni, iar macedonenii sunt recunoscuți, mai ales în perioada interbelică, prin devotamentul patriotic față de România. Asta a fost principalul meu scop în lăuntru Comisiei de Cultură. Să împiedic recunoașterea unei a doua zile naționale a armânilor, iar astăzi în plen se va vota
raportul de respingere a acestei legi, adică anularea ei. Vrem mult să facem o lege prin care timp de 10 ani de acum încolo tot ceea ce înseamnă exploatarea pădurilor românești să se mărginească doar la consumul casnic, pentru gospodării. Nimic de exportat în afară. Dacă nu introducem un asemenea interval, un asemenea moratoriu, cum îi spunem noi, de amânare a defrișărilor, atunci ne vom pomeni în scurt timp fără păduri. Pentru că toți știm cât de ilegal și cât de mult se taie în țara noastră cu complicitatea autorităților. Apoi sunt o pozitere de proiecte pe care le-am propus, dar toate au fost respinse pentru că nu avem puterea votului. Suntem minori, avem doar 10%. De pildă, o lege privitoare la discriminarea românului pe temei de vaccinare, ceea ce trăim astăzi cu acest blestemat de certificat verde, certificatul COVID. S-a ajuns la segregarea medicală a românilor. Unii care sunt buni, supuși, ascultători și nevinovați și alții care sunt răi, rebeli, pentru că nu acceptă ca să fie tratați medical fără consimțământul lor. Săptămâna trecută i-am văzut pe colegii dumneavoastră purtând o banderolă tricoloră pe mână. Care era motivul? Am intrat în grevă și acum suntem încă în grevă ca să protestăm împotriva amânării dezbaterii și votării moțiunii de cenzură împotriva guvernului Câțu. Prin felurite tertipuri procedurale, pentru că de când sunt parlamentar, mi-am dat seama că ceea ce ne omoară pe toți e regulamentul folosit în mod abuziv. Toate chichițele acestea formale, care te împiedică să mai ajungi la esența problemei și care sunt invocate tot timpul de adversari, pentru a împinge actul legislativ în direcția pe care o vor ei. Și prin asemenea tertipuri procedurale, coaliția, mai îndeosebi liberalii, au reușit să amâne dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură pentru că au așteptat alegerile din Partidul Liberal ca să-l vadă în sfârșit întronat pe acest pigmeu filistin, cum îl numesc eu, și anume Florin Câțu, ale cărui zile oricum sunt numărate. N-am putut să ne ducem moțiunea de cenzură la capăt, am recurs la acest gest care este simbolic. Deznodământul nu este decât unul emotiv, pentru că n-am avut sorți de izbândă, dar măcar așa atragem atenția. Facem grevă pentru că voi, cei aflați la putere, încălcați regulamentul și Constituția, pentru că în Constituție se spune clar, din momentul în care o moțiune a fost depusă, ea nu mai poate fi împiedicată în desfășurarea etapelor, în derularea algoritmului legislativ. Ați ajuns în Parlament, sunteți senator, evident vă întâlniți cu alegătorii la sfârșitul săptămânii în ceea ce se cheamă activitatea de la biroul parlamentar. Care sunt problemele pe care acești alegători vi le ridică atunci când se întâlnesc cu dumneavoastră la sfârșitul săptămânii? Sunt o puzderie, de la necazurile mărunte legate de gospodărie până la conflicte și litigii urbane. De pildă, un domn vine și protestează împotriva faptului că primarul vrea să taie copacii de pe anumite străzi pentru că consideră acei copaci ca fiind periculoși în caz de furtună pentru clădirile din jur. Vin cu atâtea griji și cu atâtea necazuri, încât este foarte greu să le explici că atribuțiile unui parlamentar nu coincid cu cele ale primarului sau ale consilierilor locali sau județeni. Ei pentru asta vin, pentru lucruri mărunte pe care un parlamentar nu le poate rezolva de-a dreptul, ci doar indirect. Cum? Apelând la autorități și mijlocindu-i acelui om, se duc acolo ca să-și lămurească micile necazuri. Cam cu asta ne lovim. Almiteri, încercăm să-i facem pe români să înțeleagă că oricât s-ar văita ei de faptul că clasa politică este coruptă, dacă ei continuă la rândul lor să fie corupți, nu vom putea schimba nimic. De unde pleacă corupția românului? De la detaliul acesta apăsător că în timpul alegerilor acceptă să-și filmeze, să-și fotografieze votul pe care îl pune pe un anumit partid, pentru că apoi ieșind din secția de votare să primească în schimbul acelui vot dat 100 de lei, 200 de lei, un bacșiș, un peșcheș. Câtă vreme vor accepta acest lucru și vor vota dintr-un interes mărunt, pecuniar, ridicol de mic,
atâta vreme nu au ei dreptul să se vaite de clasa politică. Ați avut exemple în acest sens? Pentru că n-am prea auzit despre acest tip de corupție. Au fost acele găleți, jachete și așa mai departe, dar foarte rar am auzit de bani primiți pentru un vot fotografiat. Este un obicei aproape subînțeles, este un obicei epidemic, îmi vine să spun. La fel cum celălalt obicei foarte pernicios este acela al turismului electoral. Primarul aduce 100, 200, 300 de localnici din alt sat, le dă imediat viză de domiciliu, de au ajuns câte 100 de români să stea în aceeași garsonieră pentru o lună și ei se duc cu acea viză și votează într-un loc unde n-au dreptul să voteze. Asta s-a întâmplat în toate județele din România. Cine sunt partidele care fac asta? Știți foarte bine, sunt cele care au rădăcini, tentacole foarte bine rădăcinate peste tot, pot cumpăra primarii, pot șantaja consilierii, iar ei la rândul lor se duc și îmbrobodesc pe român să voteze pentru a primi, în schimb, o răsplată absolut ridicol de mică. Dar asta se întâmplă. Dacă ei vor continua să se comporte așa, să nu trăiască cu speranța că vreodată clasa asta politică se va schimba. Iar noi am spus de la bun început, vrem să schimbăm moravurile clasei politice. Și când spunem asta, nu rostim o lozincă găunoasă. Dacă nu dislocăm clasa politică, atunci ei vor continua să exercite acest rău malefic pe care îl vedem și astăzi asupra României. Începând cu acest afurisit de certificat COVID, care este un abuz, este o segregare medicală a românilor, apoi restricțiile acestea fără cap și fără coadă, neverosimil de dure, și apoi statisticile acestea care sunt sporite și umflate cu orice preț pentru a instituie o stare de panică fără de care românii s-ar trezi și ar începe să întrebe ce Dumnezeu vreți voi politicienilor, câtă vreme o să vă mai suportăm. Valurile astea succesive de epidemie care vin peste noi, cum Dumnezeu le depistează ei din timp? Totul este fictiv. Să știți că schimbările sociale se produc atunci când există o masă critică în societate care dorește o anumită schimbare și dacă această masă critică nu se formează, schimbarea nu se produce. Dacă se forțează schimbarea de la vârf, mi-aduc aminte povestea călugărului Girolamo Savonarola, care vorbea și el despre corupție și știți foarte bine cum a sfârșit. Da. Deci o schimbare care nu are un suport, o masă critică, ea nu se va produce. Noi trebuie să atingem acest coeficient de masă critică, tocmai de aceea dincolo de lupta aceasta legislativă, care deseori seamănă cu o luptă cu morile de vânt, pentru că nu avem puterea votului, dincolo de asta ieșim în stradă și protestăm. Chiar sâmbătă asta, pe 2 octombrie, vom merge în piața universității toți parlamentarii și facem un apel, îi chemăm pe români stăruitori, sâmbătă 2 octombrie la ora 17 în piața universității, veniți, pentru că acești politicieni vă vor înăbuși sub niște restricții tembele, abuzive, din cauza cărora viața voastră va fi uniat. Numai așa putem să atingem masa critică, convingându-i pe român că dacă ei nu se mișcă, clasa aceea politică va stărui să va complace în metehnele pe care le știm cu toți. În ceea ce privește acest plan de redresare, astăzi se va semna. În ce măsură veți fi implicați ca parlamentari în asigurarea unor proiecte sau în controlul modului în care banii vor fi distribuiți? Pentru că există evident o mare suspiciune în ceea ce privește felul în care acești bani vor fi realmente utilizați. Nu ni s-a cerut părerea, nici astăzi nu știm exact care sunt principalele linii, conținutul acestui plan. Și nu avem cum influența felul în care banii vor fi distribuiți. Și așa cum spunea și dumneavoastră, suspiciunea este mai mult decât întemeiată. Banii vor fi folosiți pentru a-i momi pe cei din provincie și pentru a le câștiga fidelitatea. Adică banii se vor duce spre primar și spre consilier, dar în așa fel țintiți încât
să fie răsplătiți cei care merită să fie răsplătiți. Banii aceștia nu vor spori cu nimic bunăstarea satelor și comunelor din România. Dar dumneavoastră aveți posibilitatea, ca parlamentari, să ajutați anumite persoane care doresc să facă proiecte. Puteți sugera anumite proiecte, pentru că vă plimbați la sfârșit de săptămână la birourile parlamentare și aveți cunoștință de solicitările reale care sunt la fața locului. Asta da, dar proiectele acelea vor culmina într-o lege, dar ele nu vor fi incluse în Planul Național de Reziliență și Redresare de care vorbiți. Planul acela se află cu totul la discreția liberalilor și a celor care alcătuiesc astăzi guvernul. Noi n-am fost chemați, nu ni s-a cerut părerea și nu avem cum înrăuri felul în care vor fi distribuiți acești bani. Proiectele nu le putem prinde decât într-o formă de lege și atât, dar nu în acest Plan Național de Redresare și Reziliență.